O istorioară simpatică, o poveste amuzantă sau vreo amintire dragă pe care s-o relatez acum la începutul colecției de pantofi pe 2023. Și am stat și m-am străduit și mi-am stors creierii gândindu-mă de unde a pornit nebunia asta. Dar nu pot să pun exact degetul pe momentul ăla, n-aș putea să zic, băi, s-a întâmplat asta acum nu știu câți ani și de acolo am prins eu această dragoste pentru tocuri amețitoare și breteluțe, nu știu cum, și platforme și talpă ortopedică și stai să vezi nu știu ce sandale, da să vezi ce cizme, da să vezi ce pantoafe. Nu există un moment de genul ăsta, cred că e o chestie pe care pur și simplu o am sau e vorba de memoria mea extraordinară care nu mă ajută în clipa de față. Cert este, dragii și dragile balabanului, că am această pasiune, această dragoste pentru tocuri înalte, pe care am exprimat-o și pe care v-am prezentat-o în repetate rânduri de când sunt aici pe YouTube. De altfel, cred că cel mai vizionat clip dintre toate câte am făcut eu pe YouTube de când exist este prima colecție de pantofi, făcută acum 1000 de ani când stăteam în partea ilaltă în garsonieră și mi-amintesc că dacă n-am țopăit cu catacloape din alea uriașe, multe dintre perechile alea nu mai există astăzi, nu mai sunt în colecția mea, sunt undeva pe la Buzău sau le-ai fi dat mai departe, că na, s-au mai rafinat gusturile, s-au mai schimbat, între timp am mai descoperit și altele și am mai triat, așa am făcut o selecție un pic mai la sânge, dar cert este că la momentul ăla țopăisem foarte mult. Mi-amintesc că stăteam, mă rog, eram cât de cât protejată, că n-aveam vecini care să urle sub mine, dar aveam niște tocuri foarte înalte și dacă ați văzut clipul știți la ce mă refer, să ridicem mâna sus și ne-a văzut prima colecție de pantofi, că săream, încercând să vi-i prezint, săream cumva astfel încât să vedeți cum arată în momentul în care aterizam pe podea. Și din fericire nu mi-am rupt nimic, atunci gleznele mele au supraviețuit perfect întregi, iar clipul ăla, chiar dacă nu l-aș mai face exact în varianta pe care am făcut-o atunci, nu l-aș mai face la fel astăzi, clipul ăla mi-este foarte, foarte drag. Am ajuns la voi prin intermediul lui, multe sau mulți, nu știu, dintre voi m-ați cunoscut prin intermediul acelei colecții de pantofi și chiar dacă anul trecut, cred că n-am filmat-o, n-am avut una pe 2022, am zis că anul ăsta ar fi o idee bună, mai ales că ați și cerut-o și mai ales că avem niște nebuneli, niște socoteli, niște pești, niște pietre, niște breteluțe, niște danteluțe, niște modele foarte interesante pe care vreau să le împărtășesc cu voi, din pasiune. Că îmi sunt într-adevăr dragi și este o pasiune ce simt eu pentru pantofi. Așadar, fără să o mai lungesc exagerat, o să intru în ele și vreau doar să vă zic pe scurt cam cum va funcționa videoul ăsta. Ținând cont că sunt vreo aproximativ 90 de perechi pe care le-am probat și am făcut eu așa un calcul, dacă aș sta să vă vorbesc câte 2 minute despre fiecare, ar ieși un clip la care nu s-ar uita nimeni. Sau, mă rog, foarte puține persoane, aceia care poate l-a să dea pe bucăți. Prin urmare, am adunat lângă mine niște perechi pe care cred eu că nu le știți sau care îmi sunt mai dragi, dar în principiu sunt lucruri pe care nu vi le-am arătat până acum, despre care o să vă povestesc puțin tel. După care o să pun muzică mai departe și o să vedeți perechile toate astea care sunt mai interesante, care mi se par mai interesante și mai dragi pe care vreau să vi le arăt, o să le vedeți pe toate prezentate în câteva secunde, ca să împăcăm pe toată lumea și capra și varza să fie și util și plăcut. N-o să intru iarăși în această dudă pe care o știți și dacă interesează pe cineva să audă de un catraliar de ori despre acești pantofi, poate vedea colecțiile din anii trecuți. Deci o să încerc să evit să repet aceeași informație. Dar dacă tot am început cu așa ceva, dați-mi voie să vă prezint cred că cea mai nouă pereche, sau, mă rog, printre cele mai noi, din colecția mea, o pereche de la Charlotte Olympia, care veți vedea că este numele cel mai des întâlnit pe parcursul clipului ăstuia. Sunt colecționară de Charlotte Olympia de modele vechi. Multe dintre astea nu se mai comercializează la momentul de față. Personal, nu sunt un fan a modei pantofilor de la momentul ăsta. Ceea ce se poartă, ce e în trend acum, în afară de platforme și, nu știu, total pe ortopedică, nu prea mă omor. Nu-mi plac neapărat tocurile alea cumva băgate în interior, nu-mi place vârful ăla foarte lung,
Sunt niște combinații care nu prea sunt pe gustul meu. Prin urmare, ceea ce fac eu de niște ani de zile este să vânez modele care, e adevărat, nu mai sunt la modă la momentul actual, dar care au ceva. Și cred eu că merită un loc în colecția mea tâmpită, fistichie, cu astfel de modele. Ăștia, așadar, sunt niște peștoci, cărora încerc eu să le pun în focus, de la Charlotte Olympia. O să vedeți că există ceva inspirație Schiaparelli printre cele ce vi le voi prezenta, iar asta este fix o pereche de sandale care mi s-a părut fantastică. Adică n-am văzut pe nicăieri, iar pentru mine încălțările, dacă pot să îndeplinească dublu rol, să fie și frumoase, hai și confortabile, poate că toate că n-ai cum cu toate astea, și să aibă și ceva, un factor de ăsta, un factor jucăuș sau ceva unic. Pentru mine pantoful sau încălțămintea e ceva mai mult decât un articol care îmi îmbracă piciorul și îl protejează, cu toate că asta ar trebui să facă întâi de toate. Dar dacă încălțată fiind mă uit în jos și perechea de încălțări pe care o port mă face să zâmbesc sau îmi dă o stare de bine într-o formă sau alta, ori îmi ridică nivelul încrederii în mine, ori mă ridică pe mine la un alt nivel, că da, la pantaloni lungi sau fuste lungi ai nevoie de un pantof cu tocul uneori. Pentru mine asta se consideră a fi o achiziție reușită, o pereche de pantofi, sandale și așa mai departe, care merită să facă parte din colecția mea. Și astea, exact asta fac. Au acest decupaj foarte simpatic, care se numește piptău în limba engleză. Practic dă voie unui deget, o bucățică de deget acolo să se vadă, un fel de decolteu al degetelor, pe care personal îl găsesc foarte sexy. În general îmi place chiar să fie mai mult decupat, dar acum, tocmai ca să imite ideea asta de guriță a peștelui, a făcut decupajul de aici. Are ochișori, iar materialul este unul, nu știu dacă auziți. Se aude ceva? E ceva sclipicios, zgronțuros, dar nu se ia pe mână deloc. Și ca să insiste și mai mult cu detaliile, i-a făcut și codiță. Deci peștele are codiță undeva la spate. Pantoful este pe model slingback, adică breteaua asta care vine undeva după călcâi. Dacă vă interesează mai multe detalii pe capitolul încălțăminte, să știți că pe canal există un video dedicat subiectului, istoria încălțămintei. Și cred că am vorbit acolo și despre tipurile de pantofi, sau am făcut un alt, nu mai știu dacă unul sau două clipuri, dar sigur există pe canal un clip unde vă vorbeam despre fiecare tip de pantof, clasificarea lor, ce e ăla un Mary Jane, care e pampu, escarpenii, cum le-ar zice în limba română, care e diferența între platformă și tal ortopedică, pentru că multă lume folosește cuvântul platformă eronat, platforma neavând neapărat legătură cu talpa ortopedică. Iar ăsta este un model de tip slingback. Sunt foarte finuți, după părerea mea, și atâta timp cât femeia care îi poartă e confortabilă cu ideea asta de joacă, sunt tot țignită cu pești în picioare, cred că succesul lor este garantat. Oricum ar fi, sunt genul de pantofi care strânesc conversații. Deci de câte ori încalți aceste dude, se declanșează o conversație undeva. Nu pot să zic că i-am purtat foarte mult, i-am avut acum, mă rog, cu niște evenimente puțin mai sofisticate, pentru că fiind iarna afară, nu sunt neapărat de purtat pe piciorul gol pe stradă. Dar odată ce o să se încălzească, abia aștept să le fac simțită prezența prin oraș. Apoi, o altă pereche, uite, asta cred că este cea mai nouă dintre toate, o reprezintă cea mai recentă obsesie de ale mele în rândul încălțămintei sau, mă rog, modei, dacă vreți. Sunt într-o fază în care mă foarte pasionează ideea de botine sau cizme cu degetele la vedere, ceea ce e un pic contra naturii, că de principiu porți botine și cizme când e vreme rea, ca să-ți protejezi laba piciorului. Prin urmare, de ce avea o botină care îți lasă degetele? Nu știu, e o contradicție în termeni. Dar e un stil care îmi place foarte mult. Nu că l-am văzut pe undeva neapărat, adică nu știu să se poarte excesiv o chestie de genul ăsta, dar cred că frunzăream pe Pinterest și am descoperit pe acolo ceva și de acolo s-a declanșat o dudă și bulgările s-au rostogolit și a ajuns la treaba asta. Botinele astea le-am găsit la acel magazin pe care nu știu dacă îl pronunț corect, CCC, CCC. Sigur l-ați văzut și voi prin mall-uri, știți despre ce vorbesc. Și le-am prins la reducere, am dat vreo 50 de lei, dacă nu chiar 49, cred că au fost. Nu e piele, e ceva, nu știu, o piele din aia ecologică, să zicem, foarte confortabilă, fără niciun pic de platformă. Și uite, încerc să vi le arăt așa și de aproape, tocul gros, solid, și au de asemenea un fermoar pe lateral, dacă vedeți voi acolo. Mă uit în jos pentru că aici am telefonul să pot să vă pun focusul așa cum trebuie. Sunt foarte faine, super confortabile, merg la multe, pentru că negru se potrivește și la o groază de chestii. Și dacă ați urmărit dacă ați urmărit voi șezătoarea mea de săptămâna trecută, cea cu haul-ul de la H&M, ați văzut acolo și o combinație de purtare. Adică vă arătam exact o variantă
cu botinele astea și erau acolo niște pantaloni 7x8 cu o cămașă sau, mă rog, o bluză aia cu broderia englezească albă, care mie mi-a plăcut foarte mult. Și toată șmecheria cu genul ăsta de încălțări este să le lași să se vadă, dacă le bagi, nu știu, le acoperi cu o pereche de pantaloni sau o fustă care e prea lungă, nu-și mai au rostul, nu-și mai au scopul. Părerea mea este că cel mai bine merg cu pantaloni din aia 7x8 sau pentru femeile care au din ce tăia, adică au picioare foarte lungi și își permit să-și fragmenteze piciorul, atunci astea merg și cu fuste și, mă rog, cu pantaloni mai scurți și așa mai departe. Dar pentru mine lungimea aia de 7x8, că e fustă, că e pantalon, se potrivește numai bine. Și o să mai vedeți modele din astea pe parcursul videoului, că mai am câteva și adunăm. O altă pereche pe care nu cred că v-am arătat-o, cred că prin poze ați văzut-o anul trecut, toamna, la ce am, o să inserez pe aici ca să vedeți, de fapt da, acolo, dar nu cred că am apucat să vă povestesc mare lucru. Tot de la Charlotte Olympia, o pereche minunată, ia să vedem, reușim un focus, care îmi place enorm pentru că e vorba de motive celeste, odată, adică este luna asta splendidă cu lacrimă și culoarea este un verde smarald, superbisim. Asta, perechea asta tot de pe Vestiar Colectiv, nefiind comercializată la momentul actual, cred că prin 2016 a avut ea o colecție. A avut foarte multe colecții și modele din astea super fistichii. De regulă când lansa câte una, era concentrată pe o anumită temă, adică, veți vedea, există o colecție concentrată pe motive asiatice, a avut una concentrată doar pe fructe, a avut o alta concentrată pe motive celeste și tot așa. Numai că la vremea aia, pentru mine era foarte inaccesibil brandul, iar acum poate mi-ar fi mai accesibil, dar nu le mai găsesc neapărat, adică este o vânătoare constantă și astea sunt lucruri pe care eu le-am adunat pe parcursul anilor, nu sunt așa venite deodată. Și perechea asta, evident, am luat-o anul trecut, din moment ce au fost pozele postate anul trecut. Este vorba de o pereche de scarpeni sau pumps în limba engleză, simpli, n-au platformă, n-au cine știe ce model, toc, sofisticat, sculptat, cum o să vă arăt imediat, dar au aceste detalii superbisime pe exterior. Iar în interior, ai uite așa, o steluță de genul ăsta, superbisimă, foarte frumoasă, iar lacrima de la ochi de aici este de fapt un cristal, deci e o chestie ieșită în relief. Buzele sunt cumva croșetate, e o chestie cusută, iar asta arată ca un fel de piele, în timp ce corpul, bucata cu verde, este un satin. Pantofii nu sunt dintre cei mai confortabili și de fapt am observat asta ca un leitmotiv așa la Charlotte Olympia, că modelele ei nu sunt printre cele mai confortabile. Și mi se pare că le și face prea mici, adică vorbeam și cu Vicky, are și ea câteva perechi și îi plac și are unele care pe mine nu mă încap deloc, tot așa de pe Vestiar Colectiv și mă oftică, mi l-aș fi dori și eu, dar vorbeam cu ea și îmi zicea același lucru, că mărimile sunt făcute cumva decalat, 38-ul e de fapt un 37, iar în cazul meu la Charlotte Olympia n-am nicio șansă să încap în 38, cu indulgență poate încap într-un 38 jumate, ăsta fiind în 39. Oricum ar fi, sunt superbi, mi se pare genul de pantof care merge purtat și elegant și într-o combinație din asta mai casual, nu trebuie să-i neapărat ceva sofisticat și o piesă pe care mi-am dorit-o mult și am tot văzut-o pe Vestiar Colectiv, dar bine, era un alt model, era o măsură nepotrivită, că acolo apare o pereche și dacă ai noroc de măsură, bine, dacă nu, la revedere, că e un magazin de tip second hand și câteodată se întâmplă să găsești articole noi, dar în majoritatea cazului e o pereche, deci n-ai stoc să zici că ți-ai luat tu nu știu câte, așa încât am avut mare baftă cu ea și i-am super, super, super iubit. Vorbind de ceva similar și ce vă ziceam mai devreme de Suprareali și de Salvador Dalí, uite o pereche care înseamnă tot o colecție veche, cred că pe asta v-am mai arătat-o, dar intru în ea pentru că e una dintre preferatele mele. Negru, să știți că este foarte intens, dar fiind lumina și camera, de asta se vede cumva mai șters, mai spălăcit, mai, mă rog. Asta de fapt este o pereche de la Dolce & Gabbana, care a apărut într-o colecție de acum măcar vreo 10 ani, cred să fi fost, dacă nu, eu cred că e în 2009, dar posibil să greșesc, că nu le știu nicio foarte bine. E, modelul ăsta l-am văzut la o blogăriță care se numea Jane, nu mai știu, Jane de la CF Shoes. Era un blog faimos în vremea în care abia apăruseră blogurile, în România nu era niciunul pe zona de street style, dar evident că trendul se dădea în afară, după care a venit și la noi. Și era tipa asta, Jane, pe care posibil să o mai fi menționat-o eu pe aici, așa, în povestirile mele lungi de-a lungul timpului. Și tipa era plină de bani și acum era de undeva din Texas, ea și maică sa, maică sa fusese model în tinerețe, și i-a pasat pasiunea asta pentru haine, accesorii și așa mai departe. Și aveau un stil absolut fantastic și un dulap extraordinar, aveau toate alea, dar ele și le cumpărau atunci când apăreau la preț întreg, nu ca mine peste nu știu câți ani la mâna a doua.
și avea un dulap absolut uriaș cu toate noile lansările și combinau foarte mișto, adică nu erau genul de oameni care aveau foarte mulți bani și trânteau pe ele etichete ca să vadă lumea ce valoroase suntem. Erau combinate cu piese vintage, cu chestii din SH adunate de prin toate colțurile lumii, deci niște gusturi foarte eclectice, ceva foarte sofisticat acolo și foarte nebunesc, nu era neapărat un stil pe care oricine l-ar fi purtat. Eu una nu eram încântată chiar de toate combinațiile, dar mi-amintesc că de fiecare dată scoteam câte un wow! Și văzusem pantofii ăștia în vremea respectivă la această Jane de la CF Shoes. Și mă uitam la ei, mi se părea ceva interesant, nu eram sigură dacă îmi placă și în momentul de față sunt ciudăței, recunosc asta, cu talpa asta ortopedică îmbrăcată cu totul și cu buzele astea aici, nu vă zic, de fiecare dată când îi port, cineva se uită ciudat. Măcar o persoană se uită ciudat, atrag clar atenția. În față, dacă puteți vedea, voi este o bucată așa argintie cumva și e cu totul îmbrăcat într-o piele din astea întoarsă. Și eu uitasem de ei, au trecut ani, și mi-am ieșit în cale la un moment dat tot pe Vestiar Colectiv și mi-am amintit de ei și cumva, nu știu, cred că mintea mea, având și mai multă informație, gusturile schimbate, fiind practic alt om decât eram în 2010, mintea mea a reacționat un pic altfel văzându-i. Am zis, wow, ăștia chiar sunt ceva deosebit, mi-am amintit. Am făcut conexiunea cu Jane, prețul era oricum foarte bun pentru că nu mai vrea nici cucu. 10 ani mai târziu, nu mai sunt la modă, așa încât am decis eu să-i adopt și să le ofer o nouă casă și sunt foarte încântată de ei. Mi se par așa de special, sunt niște pantofi fix de colecție. Multe dintre piesele astea poate nu sunt portabile în viața de zi cu zi, nu te vezi sau eu nu mă văd chiar în orice situație purtându-i. Dar am și momente în care vreau să fiu într-un anumit fel. Vreau să fac altceva, vreau să atrag atenția, poftim, dacă asta e ideea, sau pur și simplu vreau pentru mine, în momentul respectiv, să mă îmbrac cât mai nebunesc, cât mai fisticiu. Pantofii ăștia clar obțin efectul ăla și sunt confortabili, cred că 39 am la ei, că mai sunt și cu vârf ascuțit, eu am piciorul lat, deci trebuie să îmi asum chestia asta. Sunt absolut minunați și mă bucur tare că i-am și pe ei în colecția mea. O pereche care este dintre cele mai confortabile, cele mai confortabile, în ciuda faptului că sunt extrem de înalte, este perechea asta de la Acuazura sau Acuazura. Iată, este purtată, iubită. Bine, toate sunt purtate și iubite. Acum să nu vă gândiți că eu îi țin undeva într-o cutie de sticlă și nu se atinge nimeni de ei și stau acolo protejați și iau talpa intactă. Nu, sunt pantofi purtați, poate loviți, poate atingi, că de asta i-am luat până la urmă ca să mă bucur de ei, deci să nu vă așteptați să-i găsiți în condiție impecabilă, că n-are cum, nu este prezentare de teleshopping, în orice caz. Ăștia, i-am văzut eu, cred că pe Outnet, ăsta fiind un outlet. I-am văzut acolo și știam de pantofii Acuazura, văzându-i foarte mult, parcă la Meghan Markle sau la Kate Middleton, una dintre ele două, știu că e mai are fanta, înclin să zică Meghan. Și nu doar ea, multe femei poartă. Și mi-au atras atenția, în primul rând pentru că este combinația asta cromatică foarte frumoasă, sunt niște declinări de coniac, de bej, de camel, cu piele întoarsă și un model foarte pe stilul anilor 70. Bretelele astea se prind cumva parcă în X. Și mi-au plăcut mult. M-am gândit că pentru tot ce înseamnă pantalonii mei evazați, unde am nevoie, cum vă ziceam, de un pic de toc pe dedesubt, sau pentru fustele alea care au foarte mult volum și am nevoie de niște centimetri înălțime, m-am gândit că genul ăsta de pantof poate funcționa ca neutru, pentru că fiind culorile astea ale pământului, așa aproape de culoarea pielii mele, merg foarte bine și mă felicit pentru această decizie, pentru că nu e doar un pantof frumos, după părerea mea, o încălțăminte sau o încălțare frumoasă, dar 15 cm de toc sunt mai confortabili decât anumite perechi de Adidas pe care eu le am și nu exagerez. Chiar dacă sunt obișnuită cu disconfortul și cu durerea, în general sunt obișnuită și am pătimit de-a lungul timpului până când am învățat să merg și mi-am căpătat așa un, nu știu, un anumit confort, că îmi dau seama, când mă uit la un pantof îmi dau seama din start dacă o să-mi fie confortabil sau nu. Și după aia decid dacă e cazul să mă bag sau mai bine sau potolită. Dar ăștia sunt printre cele mai confortabile perechi de tocuri sau de încălțări pe care le-am avut eu vreodată. Știu că nu par, mă, uitați-vă cât animalul de toc. E mare. Sunt de acord. Dar i-am purtat inclusiv pe piatră cubică în Sibiu. Dacă vă amintiți, anul trecut am postat de la raliu, de când am fost cu raliu cu Transilvania Classic.
și erau mașinile alea toate adunate, e vlogul pe canal, poate l-ați văzut, erau toate mașinile alea adunate în Piața Sfatului și câteva zile a trebuit să mă desfășor la acel raliu. Și eram cu ale mele, cu fustele mele, cu cloșurile, cu nebunel, cu tocuri. Și eram cu astea, mămicule, pe acolo, pe piatra cubică, 15 cm. N-am avut nici cea mai mică problemă, am stat lejer și pot să le port chiar beton. Cred că e vorba de platforma asta din față. Bine să strănut, mă iertați. Să fie sănătoasă, mulțumesc la fel la toată lumea. E vorba de platforma asta din față, care ajută mult. Pentru că având ăștia, cred că 3 cm, nu știu, 3-4 cm cât sunt acolo, practic taie din înălțimea tocului și nu mai merg pe 15 neapărat, să zicem că merg pe 11 și ajută. Nu știu cum sunt făcuți, însă m-am documentat și am văzut că sunt mai multe persoane care vorbesc de pantofii aquazura, aquazura, care spun că sunt printre cei mai confortabili. Dacă este să vorbim de disconfort, sunt alte branduri, sunt o groază care au pantofi foarte inconfortabili. Vorbind de alte pasiuni ale adolescenței, mă rog, cred că deja depășisem etapa, abia era la facultate. Cea mai veche pereche, dintre toate câte am eu, este asta, pe care mi-am luat-o, nu mai știu în care an de facultate, dar am luat-o de pe eBay și știu că am strâns ceva vreme, bani, pentru ea. Era iarăși o colecție care declanșase isterie în rândul fashionistelor din toată lumea. Și era de la Miu Miu în vremea respectivă, prin 2010-11 parcă, a avut Miucia Prada, care era la Miu Miu, și mă rog, că e, la Miu Miu, a avut o colecție numai cu imprimeuri din astea, cu păsărele, cu floricele, cu tot felul de cristale, o să vă arăt imediat și asta, cu pisici. Deci a fost o isterie totală, pentru că erau niște modele foarte feminine și erau foarte dorite, purtau toate fetele astea, toate vedetele, toate blogărițele mari de până afară. Pentru mine, la vremea aia, nu era tocmai la îndemână, nici nu aveam de unde să iau în România și oricum nu dispuneam de chestii. Dar pe eBay, știți cum funcționează, că sunt licitații. Și am licitat, m-am înscris la tot felul de licitații de genul ăsta și am reușit să le prind la un preț care oricum era un efort în vremea respectivă, dar era mai mic decât ăla, cât costau la momentul respectiv. Și cei care poate mă citiți sau citeați pe blogul meu într-o vreme în care nu exista Instagram, n-aveam YouTube, cred că nici Facebook-ul nu era, poate vă amintiți de pantofii ăștia că au apărut într-o mulțime de fotografii și combinații și câtă bucurie mi-au adus la momentul ăla. Că era mai mult decât un articol frumos, o pereche de pantofi, wow, o pereche de pantofi foarte înalt, catacloape, cum ar zice tata, ăsta este fix genul de catacloapă, dar pentru mine era un succes atunci, pentru că mi-am dorit ceva foarte mult și am făcut în așa fel încât să am articolul respectiv și am muncit pentru el, adică am reușit să strâng banii și am muncit pentru el. Și era o realizare, într-adevăr. Și i-am păstrat de atunci, ba chiar am început să mai adun și alte piese pe care vi le voi arăta imediat, că de asta i-am inclus. Știu că pe ăștia știți, dar alte perechi nu le știți. Era o realizare pentru mine și de asta i-am inclus în videoul de față, pentru că este cea mai veche pereche și cu toate că au fost ușor avariați, mai au niște zgârieturi, niște chestii pe acolo, cred că nu o să renunț niciodată la ei, tocmai pentru că simbolizează ceva, marchează un moment și o reușită a vieții mele, i-am cumpărat într-un anumit moment, în fine, deci au făcut parte din acea colecție. Acum eu caut în continuare pe vestiar, pe eBay, piese din aceeași colecție, că au fost, nu știu, câteva zeci de modele care au făcut parte din colecția respectivă și nu reușesc să le găsesc pe toate, dar dacă vor apărea și în măsura mea pe parcursul timpului, am de gând să contribui la colecția asta. Și cea mai recentă pereche intrată la mine în colecție, care face parte din aceeași, aia v-am zis, de la Miu Miu, este asta. Și poate vă dați seama că modelul are un pic de puf acolo, poate vă dați seama că modelul este extrem de similar, numai uitați-vă la păsărelele de aici. Este o altă combinație cu flori pe partea din față, cu păsărele pe toc, iar bucata de aici din față vine cumva tot așa ca slingback, adică de după călcâi și are un fel de V ondulat, ca un fel de inimă, dacă vreți. Materialul este un satin, iar greutatea nu este neapărat masivă, dar nu e nici ușoară. Să zicem că nu sunt niște pantofi, nu sunt dintre cei mai ușori, nu pot să zic neapărat că aș călca pe nori, dar nici foarte dificil nu este să merg în ei, pentru că având platforma în față, este destul de confortabil. Pe ăștia cred că îi știți, că ăștia vin din 2020 am cumpărat, cred că vi-am mai arătat, oricum în poze sunt cu siguranță. Uite ce ziceam, de cristale și nebunel, deci exact aceeași colecție, numai că vedeți, e ceva diferit. A cusut bucățile astea de cristal, nimic autentic, e, nu știu, un plastic, o chinezărie dacă e, cu
partea asta aici care mie mi-aduce aminte de cristalele alea care erau agățate la candelabre, sigur ați văzut. Într-un roz frumos cu aceleași păsărele negre și se prind cumva cu bretea pe laba piciorului. Confortabil și nu prea, dar oricum foarte înalți și mă bucur că a revenit moda asta a platformelor, nu că nu i-aș mai fi purtat altfel, dar cu atât mai mult. Vedeți, moda e ciclică și în prezent, dacă îi port pe ăștia, sunt și la modă. Ca și când ar fi un criteriu pentru mine. Nu este, nu mă interesează neapărat asta, ci ca piesa să-mi vorbească, să simt eu că e ceva cool și îmi sunt foarte dragi. Deci toate astea trei perechi îmi sunt foarte dragi și sper în timp să le găsesc și pe celelalte. Ah, o altă pereche complet dilie pe care nu v-am arătat-o, cred că asta este cea mai țignită dintre toate. Și vă mărturisesc că am emoții de câte ori încalți, pentru că nu-mi dau seama cât de sigură e povestea. Dar cred că destul de, din moment ce au fost comercializați. Aș vrea să vă prezint o pereche de pantofi Charlotte Olympia, care vedeți bine acolo, au un loc de toc, o sticluță cu răvaș sau, mă rog, cu bilețel. Știți povestea, cum era pe vremuri, mă rog, acum sute de ani, că am văzut până în filme și până în desene animate. Aveai o scrisoare sau un bilețel ceva, îl scriai, îl puneai într-o sticlă și aruncai sticla pe mare. Și vezi, Doamne, ajungea biletul la, nu știu, iubirea pierdută, ajungea scrisoarea peste 200 de ani și așa mai departe. Sigur cunoașteți conceptul. Charlotte Olympia, v-am zis, are numai țăcănel de genul ăsta, deci numai modele de-astea duse cu capul. Are și unele mai potolite, dar astea cred că intră în topul meu, cel puțin din ce am văzut eu de la ea, intră în top 5 țăcăneli, dacă nu o fi chiar pe prima sau a doua poziție. Modelul, poate observați, că imită cu totul ceva maritim. Adică bucata asta din față, aici, plasa pe care încerc eu să vă arăt, este fix ca un năvod, ca o plasă de prins pești, crustacee și așa mai departe. Materialul de aici este un fel de iută care se leagă, pot să-i leg și nix dacă vreau, dar în principiu vin pe gleznă. Și ceea ce face încălțămintea asta cu adevărat dusă cu capul e tocul ăsta din sticlă. În interior, nu doar că este răvașul sau, mă rog, scrisoarea respectivă, dar nisip. Ați văzut vreodată pantofi cu toc care se conțină nisip? Nu de la mare, ce luăm noi pe talpă. Nu, dar tocul se conține în interior nisip. Și nu doar asta, dar sunt și scoici acolo. Deci i-am văzut pe vestiar, m-am frecat la, nu se poate așa ceva, nu țineam minte colecția, nu mi-am minte, dar mă uitam la ei și mă gândeam, băi, dar cum calci? Adică nu se frâng în momentul în care pui piciorul? Ce să vedeți, nu, pentru că i-am purtat cu maximă emoție și foarte multă delicatețe, dar nu. Nu știu ce sticlă este, cert e că e una foarte rezistentă. Și ca să mărească și mai mult miza, poate vedeți că partea asta de aici este un dop de plută. Deci capacul sticlei este un dop de plută. Imită complet o sticluță de genul ăla de o arunci tu pe mare. Nu, așa ceva n-am mai văzut pe nicăieri. M-am crocit, m-am minunat și am spus că am nevoie de asta în colecția mea, că o viață am și de ce nu. Un mic defect al pantofilor, poate de asta au apărut la un preț mai bun, este următorul. Celălalt, care este stângul, nu are scrisoarea în interior, dacă puteți vedea voi acolo, nu are scrisoarea, doar dreptul. Însă nisipul și o scoică este, dar pe mine nu mă deranjează așa de tare, mi se pare că efectul țăcănelii este oricum obținut cu cel de aici și așa ceva nu cred oricum că o să mai găsesc, o să mai miasă în cale și ăștia au fost o singură pereche pe vestiar și mi-am zis că o să regret dacă nu-i cumpăr, pentru că au mai fost perechi de-a lungul timpului pe care nu le-am luat la vremea bună, adică la momentul potrivit și s-au vândut mai departe și acum mai ai de unde nu-s, că nu am de unde să-i scot. În aceeași idee de țăcăneli, să mergem în altă parte și despre ăștia cred că v-am mai povestit eu cândva, pentru că e vorba de două perechi. Nu de ochelari de soare, ci de două perechi de pantofi. Ca să-i vedeți mai bine, uite, mi-i pun eu așa în față, ca să înțelegeți scobitura. Și ăștia se leagă de povestea unei blogărițe, cea care m-a inspirat pe mine cel mai mult. V-am povestit despre ea într-unul din daily vlogurile de anul trecut. Cred că exact așa l-am intitulat, Femei care mă inspiră. Și este vorba de o tipă care nu mai activează la momentul de față, se numea Carla. Carla Deras, avea Carla's Closet, se numea blogul la vremea aia. Tot așa, apăruse deodată cu Jane de la CF Shoes și la noi încă nu erau, abia lua amploare mișcarea asta, iar ea era o tipă foarte originală. Era tunsă scurt, avea un corp foarte voluptos, nu că era plinuță, nicio formă, dar avea niște forme, adică șolduri, fund, erau niște forme destul de evidente. Și era un contrast foarte puternic între tunsoarea ei scurtă și formele alea pe care le avea.
Și eu mă uitam la ea, nu doar de asta, dar avea foarte multe piese din SH-uri. Și din, ea era în America, vă dați seama. SH-uri, târguri de vechituri, foarte mult vintage. Și avea combinații din astea nebune, în care o vedeai cu câte un sacou din ăla cu umeri 80 și atâta umerii, cu, nu știu ce, noua pereche de pantofi de la Marc Jacobs sau lui Vuitton. Niște chestii de-astea. Tasul era, nu știu ce, mare bogat și își permitea. Dar, din nou, era o combinație foarte interesantă. Nu era prost gust, pentru că nu erau branduri aruncate peste ea așa fără niciun sens, ci o combinație tare interesantă. Combina o bluză de $3 luată de la nu știu ce târg de vechituri cu o pereche de pantofi de $800. Și se părea o chestie wow, că în vremea respectivă nu exista așa ceva. Acum vedem și atâta informație pe internetul ăsta de tesaturi. Dar în vremea aia era o chestie foarte fresh și mai ales că second hand-ul pe vremea respectivă era privit cu ochi așa, ți se părea ceva extraordinar, adică pentru o femeie care își permite să dea $800 pe pereche de pantofi în 2008 să poarte o bluză de $3, era ceva wow. Și am văzut la ea atunci perechea de pantofi, dar nu mai știu dacă era asta sau cealaltă pe care o am, e undeva cocoțată pe sus pe acolo. Cert este că erau de la același brand, brandul se numește Alaia și aveau scobitura asta în interior. Eu nu mai văzusem în viața mea așa ceva. Mă uitam ca la felul 14 și nu pricepeam cum poate să meargă pe ei. Deci, wow, dar cum? Și dacă nu i-a purtat într-o mulțime de combinații, o să inserez pe aici poze dacă mai găsesc ceva din vremurile alea. Și tot așa, am uitat de ei, sănătate, bucurie și mi-au apărut pe vestiar într-un moment al vieții mele. În măsura mea, prima pereche a fost ailaltă, cea pe care am luat-o, numai că mă strâng foarte rău, la degete, cu toate astea n-am reușit să mă îndur să-i dau. E, la ceva timp au apărut ăștia care au călcâiul cumva, adică e călcâiul decupat și nu mă mai strâng atât de tare, măsura pentru ăștia tot 38, cred că mie trebuia un 39, dar pe ăștia pot să-i port lejer. Se prind cumva cu baretă NYX, materialul este o piele întoarsă și au scobitura asta în interior, care mie mi se pare fantastică, e aproape un detaliu arhitectural, e ca o sculptură în bobul de orez, dacă vreți. Și da, este un pic dificil să mențin echilibru, dar pot să merg pe ei lejer. I-am avut anul trecut prin Timișoara, am fost odată o fugă prin Timișoara și iarăși inserez poză și am avut tot așa pe piatră cubică, în centrul orașului și ok, n-am avut nicio problemă. Problema am avut cu ploaia, însă că a început să plouă după. Dar ei așa sunt colosali, mi-au plăcut, îmi amintesc de ea în continuare și nu i-am cumpărat neapărat că am văzut la ea, dar mi s-a părut ceva unic de atunci, de 1000 de ani, însă de unde să scot eu așa ceva în România? Când eram încă în liceu, cred, când începusem să-i citesc blogul. Un alt model tembeluț de la Charlotte Olympia ar fi ăștia, și știu sigur că nu-i cunoașteți, care nu sunt într-o stare foarte bună, în sensul în care au fost purtați și cred eu iubiți de cine i-a avut înainte. I-am luat extrem de ieftin, tocmai datorită acestui lucru, că nefiind impecabil, a lăsat foarte, foarte mult la preț. Colecția asta este inspirată după păiangâni, adică pânze de păianjen, așa cum vedeți bucățile care vin pe picior. Deci arată exact ca o pânză. Iar aici undeva în față, încerc eu să vă pun un focus, există inclusiv un mic păianjen. Da? A scos și pe negru și pe alb, a avut multe modele. Întâmplarea face să ajungă la mine perechea asta cu auriu, măsura 39. Tocul, dacă vă uitați, este destul de avariat. Dar chiar și așa, mi se pare că mai au multă viață în ei și având platforma asta în față, face un pic mai purtabilă înălțimea asta masivă a tocului. Sunt buni pentru Halloween sau, mă rog, dacă eu nu serbez neapărat Halloween-ul, dar știți că mă costumez deseori în tot felul de chestii și dacă, să zicem, mai o petrecere de asta tematică în care trebuie să fii ceva, ăștia merg foarte bine în direcția aia. Sau dacă nu, pur și simplu, purtați așa, în viața de zi cu zi, în combinația potrivită, cred că pot arăta fantastic. Da, sunt genul de pantofi care vor atrage atenția și sunt mai degrabă flatanți pentru un picior lung. Dar având în vedere că sunt atâtea găurele și bretelele alea, sau mă rog, mai degrabă și retul care se leagă undeva frumos pe gleznă și că este o culoare care se pierde un pic pe piele, vedeți acolo, cred că pot funcționa și pentru fetele care nu sunt foarte, foarte înalte. Contează mult combinația, dar mi s-a părut interesant foc modelul, iarăși cu pânză de păianjen n-am deloc, cu atât mai puțin cu lingioana exact aici, în zona degetelor. Iarăși de la Charlotte Olympia, perechea pe care am avut-o la, cred că la Digital Divas acum 2 ani. Nu anul ăsta, că anul ăsta am fost cu altceva. Șampăniile, bă, fetelor, dacă vă amintiți voi de șampănii. Ia uite, încerc să vă arăt acolo, dacă reușesc, cu un focus.
Ăștia, pantofii ăștia tot de la Charlotte Olympia, sandale mai degrabă, au practic o șampanie care îți vine ție pe laba piciorului sau un pahar de șampanie dacă vrei. În zona tocului există iarăși un detaliu care aduce aminte de șampania menționată, pentru că scrie pe unul dintre tocuri bubbly, iar pe celălalt fizz, fiind vorba despre bulele alea efervescente pe care le scoate în general orice băutură acidulată. Sunt foarte finuțe, nu au niciun fel de platformă, tocul nu este foarte înalt, este un model așa foarte elegant, este genul de pantof pe care l-aș vedea încălțat poate de Marilyn Monroe sau oricum divele astea de la Hollywood până în anii 50. Forma ușor rotunjită, așa feminină, cu un toc cui finuț, delicat, mă duce cu gândul la ce pantof se purtau în vremea respectivă, deși cred că tocurile erau puțin tel mai mici. Au paiete și pietricele cu sute lipite pe aici care au rezistat foarte, foarte bine și din nou se merge pe ideea de țăcăneală, de ceva neașteptat. Sanda sau un pantof nu te-ai aștepta să aibă o băutură acidulată, să imite o băutură acidulată pe lungimea labei piciorului. Sunt confortabile, chiar confortabile, sunt elegante, având satinul ăsta, așa, materialul negru este din satin și bineînțeles că fiind și paiete și sclipiciuri, merg mai degrabă pentru niște chestii un pic mai elegante, mai... nu sunt chiar de mers la mega, decât dacă ții o roche din aia triplă, quadruplă și așa mai departe și te duci să cumperi pâine, unde știm că se pliază orice. O altă pereche care îmi place foarte mult este una pe care am luat-o în 2020, parcă. Ăștia sunt niște pantofi care iarăși au fost inspirați de o femeie de la Aquazura sau Aquazura, așa arată, cu stele, cu lună. Evident că a fost vorba întâi de toate de combinația asta foarte frumoasă, cu satinul albastru și cu motivele celeste. Sunt ca niște broșe cusute aici pe partea din față. Și pentru mine orice are lună, soare, stele, mamă, da, îmi place categoric. Au tocul ăsta ciudățel, vedeți așa un pic, nici nu știu cum să zic, trapezoidal, nu... ca un con, vedeți? Ca o clepsidră mai degrabă. Uite cum se strânge în zona asta, după care se lețește iar. Frumoși, confortabil, minunați. Dar i-am văzut atunci la o tipă pe care eu urmăresc pe Instagram, Cristina Surdu, cred că este, româncă sau moldovencă, nu mai știu exact, oricum vorbește limba română, dar este stabilită de foarte multă vreme în Italia. Și are un stil foarte interesant, îmi plac foarte multe dintre outfiturile ei și o urmăresc fix pentru asta, pentru că are niște idei foarte bune uneori, ne potrivim așa cât de cât, nu totdeauna, dar în multe cazuri. Și își cumpărase ea pantofii ăștia, erau la reducere și am văzut la ea și evident că m-a influențat, mi-au plăcut foarte mult și am zis că îi vreau și eu la momentul ăla și am sărit pe ei. Mi-amintesc foarte mult de modelul clasic ăla al lui Manolo Blahnik, popularizat de Kerry în Sex and the City, știți, cu catarama aia superbă. Vârful și combinația asta de albastru cu o broșă argintie mi-amintește exact de zona aia cu Kerry, cu Sex and the City și cu Manolo Blahnik. Nu sunt, evident, dar ăștia mi se pare că au chiar mai multă personalitate decât Manolo Blahnik și mi se pare că mi se potrivesc mie mai bine pentru că sunt motivele celeste. Sunt absolut minunați, s-au păstrat foarte bine de 3 ani de când i-am, nici nu pot să zic că i-am purtat în fiecare zi, că sunt niște pantofi un pic mai speciali și v-am zis că am grijă de ei și eu chiar prețuiesc lucrurile astea și le iubesc și le menajez, dar s-au păstrat impecabil atât cât i-am purtat și știu că i-ați văzut și voi și prin poze, i-am avut o groază și am avut și inclusiv așa, pe stradă și au rezistat foarte bine, sunt super, super ok, deci e o investiție dintre cele mai frumoase, după părerea mea, foarte mult îmi plac. Mai am două modele să vă arăt, de la Charlotte Olympia, tot așa niște țăcăneli pe care nu cred că vi le-am prezentat și după aia vă las să vă uitați cu muzică, ca să mai câștigăm niște timp. Tot de la Charlotte, niște manele. Manele, dar ce aveți cu ele? Nu le-ați văzut pe astea, fiind vorba de colecția cu balul mascat. În cazul în care nu înțelegeți, ia uite aici, pantofi cu mască ați văzut vreodată? Deci pantofi aurii, maneloși, cu staniol din ăsta așa, care au mască argintie pe zona mai sus de degete, deci undeva pe laba piciorului. Nici de ăștia nu știam de colecție, au apărut pe vestiar, cineva s-a gândit să-i pună la vânzare. La momentul la care i-am cumpărat, am avut o oarecare mică dezamăgire când au ajuns la mine, pentru că vânzătorul a omis să spună că un pantof este măsura 38, iar celălalt este 38,5. Și el i-a notat parcă fiind 38,5 pe amândoi, iar pentru mine 38,5 e ok, da, 38 la Charlotte Olympia, nu prea. Și n-am știut ce să fac la momentul ăla, m-am foit, eram gata să fac retur. Numai că i-am purtat de mai multe ori, cred că s-au mai lăsat un pic, am și avut grijă să fac de alea cu șosete, cu feon, cu gheață, cu cremă, deci am încercat toate metodele posibile ca să se mai lase puțin. Și sunt ok,
la momentul ăsta. Oricum ar fi fost foarte greu să renunț, pentru că modelul este foarte rar, nu i-am mai văzut, nu știam de ei și mi-e greu să cred că o să-i mai găsesc vreodată pe undeva. Și îi pot purta, atâta tot că, oricum, având tocul, vedeți, da? Nu sunt depurtat de dimineața până seară. Dar modelul este așa de special, așa de nebunesc, așa de neobișnuit, că mi-am dorit să-i păstrez și exact asta am făcut. Platforma asta în față, staniolul despre care menționasem, dar modelul ăsta aici este ceea ce îi face cu adevărat deosebit. Deci sunt pantofi ninja. Sunt pantofii mascați care pot participa la orice mascaradă, bal mascat și așa mai departe. Mă duc cumva cu gândul și la carnavalul venețian sau orice fel de carnaval vreți voi. Deci sunt frumoși, sunt deosebiți, sunt fistichii, nebune și așa mai departe. Au ce să caute la mine în colecție. Și ultima pereche, ce vă ziceam eu mai devreme cu modelele de inspirație asiatică? Ete, și la asta s-a gândit. Nu știu de unde și-o fi scos femeia ideile astea. Cert este că s-a apucat iarăși să facă pantofi. Abia a lansat, cred că de câteva luni, s-a apucat iar să facă pantofi. Că a fost o perioadă de câțiva ani în care a renunțat complet, n-a mai făcut nimic, nu știu de ce, s-a concentrat pe familie, în fine. Și s-a apucat iarăși să facă, numai că m-am uitat pe ce scoate acum cu Ana Charlotte și nu prea mi se pare că are legătură cu ce făcea înainte. Adică nu mai e flacăra aia, nu știu. N-am mai văzut niște modele așa de wow, să mă cruceze. N-am mai avut asta. Poate în timp o să-i revină iarăși inspirația și va face. Până atunci eu le vânăți pe astea vechi. Și uite ce vă spuneam de modelele asiatice. Da, să încercăm un focus. Ăsta este un satin albastru cu un model negru, ceva floral pe partea de platformă și acolo unde vin degetele. Care se prind în jurul gleznei sau dacă vrei să le urci tu, chiar mai sus pe picior, cu genul ăsta de panglici din satin sau mătase, cu franjuri. Deci, a? Ce? Tocul este extrem de înalt, cred că vreo 16 cm au cu totul și da, știu că îmi veți spune, dar cum poți să mergi pe alea și unde te duci încălțată cu alea? Evident, ne fiind niște pantofi pentru viața de zi cu zi, sunt pentru ocazii mai ocazionale, dar nu sunt chiar atât de inconfortabil pentru că au și platforma aici, care ajută foarte mult și vedeți, este același detaliu cu negru. Cumva e o chestie plasticoasă, nici nu știu, cred că e ceva lipit, o aplicație sau ceva de genul, pe suprafața asta și aici în partea din față. Deci o combinație cromatică splendidă, zic eu, albastru ăsta așa frumos cu negru de aici, din satin, nu știu dacă auziți și cum foșnește treaba, care face parte din acea colecție inspirată de, nu știu care an fusese atunci în ăsta chinezesc, nu mai știu exact horoscopul lor, nu mai știu exact care fusese, dar cert este că toată colecția aia fusese inspirată de motive asiatice. Extraordinari, după părerea mea, de la formă până la culoare, până la idee, intenție, cu totul mi s-a părut ceva wow așa, deci trebuia, vă dați seama. Și acum mai așteptăm ce o mai fi, dacă o mai fi, la la la. Mai sunt, mă iertați, mai sunt multe modele pe care poate mi le-aș dori și mai sunt pe aici niște chestii despre care e posibil să nu vă fi povestit, dar astea au fost cele care mi s-au părut cele mai wow, cele despre care chiar voiam să spun câteva cuvinte. Restul e posibil să le știți, o parte dintre ele, dar mai sunt câteva noutăți, în funcție, acum și de voi, dacă ați mai urmărit, dacă ați văzut colecțiile anterioare sau știți așa cam cu ce mă încalți în mod normal. Evident că pentru viața de zi cu zi port și tenis, o să vedeți și încălțăminte cu talpă joasă în clipul ăsta, port și tenis, port și Adidas și am și cizme și bocanci, am inclusiv copii de alea după UGG, UGG luate din Primark, că v-am zis că nu mă îndur să le iau la preț din ăla foarte mare, că nu, na. Pentru mine este strict o chestiune de confort, deci există și componenta aia, dar mi-am dorit ca în materialul ăsta să vedeți niște lucruri chiar deosebite, să fie ceva ce nu întâlnim în viața de zi cu zi, cel puțin nu foarte des, să fie chiar așa un lucru, să zic, băi, ce tâmpenie, ce panoramă, sau din contră, să spuneți că, mamă, genial, cât de mișto arată nu știu care. O să vă rog așadar, după ce terminați de văzut toată povestea, să-mi ziceți care este perechea voastră preferată, care este cea care vă place cel mai mult, nu neapărat că ați purta-o, poate nu vă vedeți, dar una care să vi se pară, frate, na, nu, ferească, ce-i aia? Sau cât de mișto este aia? Oricum considerați voi, care este cea care vi se pare vouă top, 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 top în colecția mea de pantofi, atât cât o vedeți în clipul de față. Telling me to run away from you. Come a little bit closer. Yeah, yeah. Come a little bit closer.
been days, but you never change. What's love got to do with it? He comes around, better knock that stuff down. Come a little bit closer, yeah, yeah. Come a little bit closer, yeah. To all my ladies who got a brother that doesn't treat them right, put your finger right in his face and tell that man bye-bye. I'm too fly, I'm too fly. Selfish, you get mad every time you lose. You can't take me with you. I'm scared you're gonna blow your fuse. Come a little bit closer, yeah. I can really start over, yeah. In the back of my mind, there's someone waiting on me. You're just wasting my time because you're scared and lonely. Finally got some closure. Yeah, I can finally start over, yeah. To all my ladies who got a brother that doesn't treat them right, put your finger right in his face and tell that man bye-bye. I'm too fly, I'm too fly. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Here's to the memories. Cheers to to be. Your friend said that you left me. I'm glad that's what you believe. So all my ladies who got a brother that doesn't treat them right, put your finger right in his face and tell that man bye-bye. I'm too fly. Not away.
Mulțumesc tare, tare mult că v-ați uitat și la materialul ăsta. Vă aștept în comentarii și o să ne vedem cu un vlog foarte interesant. Cred că va fi Parisul cel care urmează aici pe YouTube și după aia să vedeți ce călătorie vine. Că mai vine ceva. Nu știu dacă am dezvăluit încă pe unde mă aflu, dar cred că va fi vlogul de călătorie al vieții mele și de fapt cred că va fi călătoria vieții mele cea care vine după Paris. O să vă dau toate detaliile la momentul potrivit. Pupicios multos, stați pe aici că vin lucruri frumoase și ne vedem curând. Să aveți o zi sau o seară ultra minunată. Pa!